Omul ăsta știe ce înseamnă dansul, povestea, are 27 de ani, sezonul 5, locul 2 și merită toate aplauzele. Așadar, vă rog frumos, aplauze pentru invitatul nostru, Bogdan Bolohan! Doar aici în locul unde te regăsești, doar aici în locul unde poți spune ce gândești, doar aici în locul unde poți spune accent, aici românii dovedesc că au talent. Te rog frumos să iei un loc! Bogdan, oameni buni, este locul 2 la România au talent, un om senzațional, un om senzațional și toată lumea a rămas impresionată de povestea ta și acum toată lumea va vedea ce soție frumoasă ai. Vai, vă mulțumesc foarte mult, bună Pentru seara. Pentru că voi sunteți căsătoriți de un an de zile? Da, de un an de zile. De un an de zile, iar soția ta a venit direct de la aeroport aici la emisiune pentru că este stoardeză, nu? Exact. Din ce zbor ai venit? Am fost doar o rezervă astăzi. Da, unde? Adică n-ai zburat, nu? Ah, foarte frumos, dar ultimul zbor pe unde a fost? La Roma. La Roma, ce frumos, toate drumurile duc la Roma. Și iată că Bogdan Bolohan a venit astăzi aici. Locul 2, ai văzut cât de aproape a fost să câștige? Da, am avut foarte mari emoții. Sinceră să fiu, speram foarte mult să câștige, mai ales când a rămas printre ultimii acolo. Acolo, da. Aveam ultimii inima 3. Așa cât un șoricel, dar m-am bucur și așa. Te-ai gândit că o să câștige? Da, așa aveam. Zic, mă, acum ai vorbit acum cu el înainte de finală? Nu, nu. Nu? Nu. De ce? E superstițios Bogdan? Nu sunt superstițios, dar emoționat și dacă o mai auzeam și pe ea, era prea mult. Te scotea din stare, nu? Da. De cât timp faci dans? Fac dans de 10 ani. Da? Și în special breakdance, dar pe partea asta de contemporan, cam de un an de zile. Foarte tare. Iar povestea de la România au talent a impresionat o țară întreagă pentru că ai spus o poveste, de fapt, în acel dans. Iar povestea ta a fost una incredibilă. Și anume, oameni care au diferite probleme în viață, nu? Trebuie să se privească înăuntru lor și să vadă că, de fapt, pot să fie niște oameni exact, buni. Exact, exact. Am văzut la un moment dat și s-a povestit despre treaba asta. Vedem momente din dansul tău, cel din... din audiții, nu? Și este din semifinală. Și, da, semifinală și avem mai multe momente. Și practic a fost în finală un moment incredibil în care ai spus și povestea ta, povestea cu tatăl tău care a avut probleme cu alcoolul, nu? Da, așa a fost. Eu am deschis această poveste pentru semifinală ca să oamenii să înțeleagă că show-ul respectiv, eu ce dansez, face parte din mine. Asta era foarte, foarte important. Să știi că ți-am și simțit că ai transmis așa foarte multă energie acolo. Mulțumesc foarte mult. Ideea mea nu a fost să pară ca un caz social sau ceva de genul respectiv. Am vrut doar să pot să exprim perfect ceea ce vreau. Dar asta orice artist, nu? Face orice artist adevărat. Și acolo ai fost în numărul din finală. Te-a inspirat și din problemele pe care le-a avut tatăl tău cu alcoolul, nu? Numărul din finală... Și a fost și un semnal de alarmă pe care ai vrut să-l tragi. Da, numărul din finală m-am inspirat foarte mult din melodie. Melodia mi-a transmis tot, toată viziunea, toată coreografia. Și ce mi-am dorit mult de tot din această emisiune a fost să pot să las ceva oamenilor. Asta mi-am dorit mult, să pot să le las un sentiment. Nu mi-am dorit să rămân cu imaginea unor mișcări, cât mai mult cu imaginea unui sentiment. Oamenii să zică, bă, mi-a plăcut. Adică o să rămână... După numărul din finală, toată lumea a rămas așa pe gânduri și toată lumea își punea întrebări și toată lumea s-a gândit la poveste și la numărul tău. Mă bucur foarte mult pentru că asta era și ideea mea. Să știi. Mulțumesc mult. Și uite, vreau să o întreb pe frumoasa ta soție. Mulțumesc. Dacă îți dansează acasă, Bogdan? Da. Tu știi să dansezi? Știu, noi ne-am cunoscut, dansam și eu, dar nu la nivelul lui. Așa ne-am cunoscut. Și într-adevăr dansează acasă. Vreau să zic că este expert în curățarea parchetului, că i-am zis, dacă tu lași urme, tu-l cureți. Deci da, Living întotdeauna este ocupat cu dansurile lui. Foarte, foarte da. Și acum tu trăiești din dans, Bogdan? Eu acum momentan trăiesc din dans, momentan fac animație pentru copii, lucrez foarte mult cu copii, ceea ce este magnific, chiar dacă poate multă lume zice că e mai complicat să lucrez cu copii, pentru mine sunt sursă de energie în fiecare zi. Și practic tu ai o școală de dans sau cum? Nu am o școală de dans. Care se uită acum și vor să-și ducă copiii la domnul profesor Bogdan Bolohan. Momentan mi-am făcut un Facebook oficial care deci se numește Bogdan Bolohan. Bogdan Bolohan, dacă acum îl caut să-l șară la televizor. Stai puțin. Haide, tu zi acolo că eu îl caut să-l înțeleagă și lumea ca să-ți dea like pentru că meriți. Îmi doresc foarte mult să încep multe proiecte pentru copii, mult pe dezvoltare personală, să le ofer multă încredere. Am și un workshop de dans ca
care va fi pe data de 28 iunie, prima oară, la sala Baditude și de acolo o să merg în toată România. Foarte bine, o să vedem imediat un moment pregătit de Bogdan. Da, hai să vedem câteva imagini de la nunta voastră, că a fost o nuntă frumoasă și avem și noi imagini și ar fi păcat să nu le arătăm ca să înțeleagă toată lumea. Cum, nu știu, Bogdan, că de unde au o imagine? Ce s-a întâmplat? Ia uite ce avem noi aici. Doamna Mireasă, domnul Ginere. Nu? Când a fost nunta? Anul trecut. Anul trecut, da, pe 25 mai. 25 mai, vreo dată anume? Sau, Nu, neapărat. Așa ne-a plăcut nouă ziua. Perfect. Bogdan, acum caut pagina ta de Facebook, pagina oficială, ca să o vadă cei de acasă, da? Și să-ți dea like, să ai cât mai mulți prieteni, pentru că ești un om foarte talentat, care meriți din toată inima. Uite, asta este pagina? Aceasta este, da. Uite, îți dăm și noi like. Mulțumesc foarte mult. Așa? Oameni buni, uitați, aceasta este pagina lui oficială, merită să vă împrieteniți. Bolohan Bogdan, așa îl cheamă. Și uite, a anunțat că vine la noi la emisiune, mulțumim mult, foarte frumos. Și are și un număr pregătit acum de dans pentru toți cei care îi dau like pe pagină. Bogdan Bolohan, împrieteniți-vă cu el pe Facebook. Uite, deja sunt 5.000 de prieteni. Hai că e bine. Haideți să vedem momentul. Mulțumesc mult. Are tot așa poveste? Este bazat pe dans. Dans? Ce reprezintă dansul pentru mine? Ce reprezintă dansul pentru tine? Vedem în două minute, da? Două minute, și vreau să spun ceva, tu ești cu breakdance-ul? Da. Păi și eu am făcut breakdance. Da? Da. Vrei să vezi? Ia fii atent. Stai un pic. Bagă puțin de la beat-ul. Singurul lucru pe care îl știu. Da, îl știu bine, fii atent. Ia uite. Finala României au talent! Yes, yes. Vrei să facem amândoi o echipă, să mergem la anul împreună? De acord, foarte. Cum cunosc pe doamna din juriu? Pe una din doamne. O cunosc mai bine. Știu. Și poate, cine știe, ajungem în final amândoi? Ar fi super. Breakdance, ia. Hai să facem amândoi. Ia. Tuc. Hai de mine! Dacă nu, să știi că mă apuc de cub. Unde-i cubul? Bă, mi-a furat cubul. Nu e nicio problemă, dăm drumul la muzică și tot n-am reușit să-l fac, dar fii atent. Cubul ăsta, da? O să vezi că imediat mă descurc și o să-l și aranjez. Până ne arăți tu ce înseamnă muzica pentru tine, okay, prin acest dans. Atenție mare, Bogdan Bolohan! Foarte tare. Despre dragoste, love, love, love. Ești foarte tare și am scris așa: locul 2 la România au talent și locul 1 în inima soției. Foarte frumos, e foarte tare, Bogdan, și sunt convins că și ție îți stârnește la fel emoții de fiecare dată când vezi dansurile lui. Da, vă dați seama. Bine, eu cunosc fiecare mișcare a lui deja, dar tot timpul mă impresionează cu ceva nou.
foarte frumos, ești foarte tare, serios. Mulțumesc. Și transmiți o energie aparte. Vreau să zic că și în viața de zi cu zi, chiar dacă nu dansează, el este un om special și un suflet minunat. Eu când m-am gândit dacă mă căsătoresc sau nu cu Bogdan, deși eram de foarte mult timp împreună, m-am gândit la ce relație are el întâi cu Dumnezeu și apoi cu mine. Adică și el are credincios. O relație foarte bună cu Dumnezeu și atunci se merită să fie bărbatul meu. Adică, în ce sens? E foarte, foarte credincios? Este foarte credincios și este aproape de Dumnezeu. Are o relație specială, în sensul că se roagă, cum face tot omul creștin. Foarte frumos și mă bucur să am asemenea oameni aici pe canapea și să le arăt pagina de Facebook la televizor ca să le dea oamenii cât mai multe like-uri. Aceasta este pagina lui. Dați-i like, merită Bogdan Bolohan, dar de fapt numele e trecut pe ca să caute lumea direct Bolohan Bogdan. Deci Bolohan Bogdan căutați pe Facebook, dați-i like, merită din toată inima Bolohan Bogdan. Mulțumim mult de tot. Repede două te rog, cuvinte. Spune. Pentru că apoi vreau să cântăm cu Marcel Pavel, avem clip nou. Zi. Vreau să îi mulțumesc foarte mult soției mele, care este un înger pentru mine și m-a ajutat enorm în fiecare zi. Familiei mele foarte mult, colegilor mei de trupă și vreau să mulțumesc fiecarei persoane care m-a susținut. Mi-aș dori foarte mult să apuc să vă strâng mâna, să vă iau în brațe. Reprezentați foarte mult pentru mine și numerele mele de la început până la sfârșit au fost inspirate de voi, cei care m-au susținut până la final. Mulțumim mult de tot! Te rog frumos să rămâi cu soția ta aici!